această cursă contra cronometru are Alina Nicodim. Bună ziua, Alina! Bună ziua! Operația va fi efectuată de o echipă de medici de la București, care a ajuns la Iași în urmă cu o oră. Misiunea acestora este de a preleva organe de la o persoană aflată în moarte cerebrală. Este vorba despre o femeie de peste 50 de ani, care în urmă cu câteva zile a suferit un atac vascular cerebral. Pentru că viața femeii nu a mai putut fi salvată, rudele acesteia și-au dat acordul ca medicii să recolteze ficatul și cei doi rinichi. Inima nu va fi prelevată pentru că nu mai este în stare bună. Dacă operația va reuși, organele vor fi transportate la București, unde două persoane vor primi o nouă șansă. Simona? Mulțumesc, a fost cu detalii de la Iași.